oameni buni! Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi o să mergem la circul Carolina. Am mai fost o dată, dar acum este altfel de circ și Carolina a crescut ceva mai mare. Eu fac aici plăcințele, niște plăcințele foarte bune cu cereale și bănănuță. Uneori mai puneam și alte lucruri, dar acum mă grăbesc. Dacă mai rămâne, mănânc și eu cu mami. Și uitați-o pe Carolina acolo, cum ne așteaptă. Ne îmbrăcăm, ne îmbrăcăm, ne îmbrăcăm să mergem. Mergem, mergem la circ? Vrei să mergi la circ? Cum faci acrobații acolo? Ce faci tu? Carolina, dar tu ești gata de plecare? Unde mergi tu? Îți faci bagajul? Ia să vedem, ce ții tu cu tine la circ? Îți iei aici ghiozdănelul? Așa, și ce punem în ghiozdănel? Să punem ăsta, că poate o să ne fie cald. Și facem așa în caz de ne-i cald, da? Șmecherie! Și ce mai iei tu cu tine? Îl iei și pe baby? Așa, pe baby. Și inelele, deci, dar unde sunt inelele? Tu mergi cu inele? Aici aveam un set de inele foarte drăguțe, dar se pare că nu mai sunt. Dar, uite, vrei să-ți iei asta cu tine? Da. Ți-o pui așa? Da. Și mai ai încă una. Așa, vai ce frumoasă ești. Așa, foarte pregătită. Și cam asta e tot, asta e tot ce trebuie la circ. Dintre asta are și Beyoncé pe scenă, deci ne asortăm. Hop! 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 O luăm, da? Bine, să se mai învârtă? Da. Ne facem ochiul ca să fim frumoase la circ. Și Carolina, tu ce crezi că o să fie la circ? O să fie miau? Da. Și o să fie și ham? Da. Și o să fie și mini? Da. Și o să fie și țop? Da. Și mai ce să fie? Nu. Nu mă filmați, mă filmați! Faza este că acum îl așteptăm pe tate să se îmbrace. Hei! Hai, ești gata? Da. Da, da? Hai să punem papuci atunci. Alo! Hai! Și tati bine, da? Bine și tati, da. Ce părere aveți despre ținută, hă? Outfit of the day. Ia uite, este superbă. Carolina, cu ce să mergem la circ? Cu mașina sau cu bicicleta? Da. Cu bicicleta? Păi hai, hai și urcă-te, hai. Hai ca să mergem. Te urci? Da. Haide, haide, e rozi, frumoasă. Suntem urcată dată pe ea. Se urcă mami? Da, mă urc eu să mergem la circ? Mergem la circ? Așa? Câte ore ne ia până ce ajungem acolo? Așa? Oh, Carolina vrea. Haide, urcă-te, urcă-te, hai. Așa. Pune-te, pune-te, pune-te. Pornim spre circ, oameni buni. Până la urmă, e mai bine cu mașina? A, rămâne să mergem cu mașina? Da. Hai la circ. Vine și cenușăreasa cu noi la circ. Crezi că o să putem să-l găsim și pe prinț? Vine și el? Da. Ia să vedem, prințule, unde ești? La prima dată ca să-l găsim pe prinț, cenușăreasa trebuie să îmbrace frumos. Uite de ce rochiță frumoasă și-a luat cenușăreasa. Și uite, l-am găsit și pe prinț. Eu așa sunt, când mergem, eu trebuie să fiu aici pe post de entertainment. Entertaining aici cu Cocos Cristina. Da, da, da. Carolina, apropo, știe foarte multe litere. Cred că știe jumătate din alfabet. Atât, uite mie. E un circ din străinătate, din afară și sper foarte mult să aibă și ceva așa de... Că ultimul erau numai chipsuri și ceva de zahăr. Sper să aibă și ceva așa mai șmecher, așa de ronțăit acolo. Eu asta îmi doresc. Popcorn cu unt îmi doresc, tu? Pentru mine zbuiești chipsurile. Adică nu am nimic împotrivă cu ele. N-am mai mâncat un chips de foarte mult timp. Și am scuză, adică la circ pot să mănânci. Nu? Să nu mănânci mami chipsuri. Da, nu, nu, punga mică. Dar tu cu cine ții, iubita? Sunt 50 de mașini, toți locuiesc aici, fratele meu, deci eram fericit jumătate de oraș, așa ca bossul, mergeam relaxat, așa, când acum... Eu cred că toți merg la circ. Nu, ne-am băgat și noi ca barosani. Hai de mine, și vreau să prind loc în față, nu vreau să stau în spate. Vrei să nu las la lojă, că vreau și eu. Uite cum vine lumea la circ. Am ajuns la circ, da? Da. Ești bucuroasă? Da. În 2 minute începe circul. Da. Hai să ne grăbim. Să ne grăbim. Ne îmbrăcăm repede, repede, pentru că afară este frig. Îți place bubulina? Da. Asta e că e cea mai dulce. Geanta roz, mami. Dacă... Știți că în familia Heck avea oia geanta albastră? Pe care tot timpul uitam, noi avem geanta roz. Hai să mergem.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, doamnelor, domnilor, domnișoarelor și domnișorilor, circuitul internațional vă spune bun venit și vă dorește distracție bună. Sar spectacolului circuitul internațional! Un aplauz pentru dumneavoastră! We'll be right back.
veți vedea în arenă armonia dintre om și animal. O frumoasă dresură cu cai și ponei în arena Circului Internațional. Să primim cu aplauze pe Cristofor!
Vă ziceți cum v-ați simțit la circ? Pentru mine a fost forță, deci mi-a plăcut la nebunie. Mi-a simțit foarte bine și psicuță de aici s-a simțit foarte bine, așa-i? Uite-te pe Carolina! Da! Carolina, ți-a plăcut la circ? Mi-a plăcut numai că am sus! Miau! Miau! Ia arată-le tu ce ți-ai luat de la circ! Ți-ai luat aici un miau! Și un balon! Și uite, aici în caz de nu știa, ți-l avem pe Piu. Mai mergem la circ, Carolina? Bravo! Ea vă arată acum tot ce și-a luat ea de-a lungul timpului. Super tare! Plus că ne-am luat aici și o corbeluță de Mickey, Mini. Bravo, iubita! Acum așa ca pe final de video, am purtat toată ziua chipileau ca asta pe cap. Mi-a stat penibil sau mi-a stat bine? Nu știu. Șmecherie, Cristina, mi-a stat, că dacă nu mi-a stat bine, nu știu ce mă fac. M-a văzut toată lumea așa. Ideea este că asta a fost vlogul de astăzi. Dacă vreți să vă mai luăm cu noi de fiecare dată când mergem undeva, scrieți în comentarii. Sincer, mi-a plăcut foarte mult să ne întâlnim și cu multe nuși de cocos aici la circ. A fost foarte șmecherie, am făcut poze, ne-am simțit bine. Și lui Piu i-a plăcut la circ, așa că apăsați butonul de cocos like și ne vedem data viitoare. Carola, mai mergem la circ? Da! Da, mai mergem!